Cătălin, da. Da. Mă lași pe mine să vorbesc primul ca să, da, ca să, da, detensionez. Da, da, vorbește tu primul. Faptul că nu te-am recunoscut la început este cauzat de faptul că înainte să intri tu pe scenă povestea domnul Călinescu ceva absolut senzațional și cumva mă gândeam retrospectiv la lucrul pe care l-a spus. Îmi aduc aminte, să știi că în continuare apreciez foarte mult ce ai făcut ultima dată. Emoția pe care tu ai avut-o în momentul ăla pe mine m-a copleșit și mi s-a părut că nu meritam neapărat genul ăla de atenție și gestul pe care l-ai făcut ultima dată. Vreau să spun doar că în momentul acesta noi, sau eu cel puțin, după vreo două minute, cumva n-am mai fost în stare să urmăresc, ai avut și foarte multe emoții, a fost și ca o, am avut senzația că ascult un disc electrecord, adică a fost așa o combinație, da, dar nu vreau să te destabilizeze niciun fel, indiferent ce se va discuta în continuare sau indiferent ce se va vorbi, să rămâi demnă pe două picioare, să știi că ești în continuare extrem de iubibil, extrem de drăguț, așa cum îi las pe colegii mei și pe maestru. Eu vreau să spun că nu vreau să existe resentimente, trăiesc cu senzația că am făcut ceva rău la prima dumneavoastră apariție sau am spus ceva răutăcios. Da, 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 ai făcut. Am fost îngrozitor? No hard feelings. Cine poate să aibă hard feelings pentru eroul de la Dakar? Come on. M-a deranjat când am auzit eroul de la Dakar, pentru că am simțit o ironie cu care n-am cum să fiu de acord. Sunt mândru de ce, de puținul făcut de noi. Și de aici Dita mai certa. Toată lumea, Dakar. Da, a fost complicat, nu te-ar ține. Măi, nebunule. Domnul Cătălin, o să vă spun ceva? Nebunule, i-a spus în sens bun. Vă rog frumos, domnul Cătălin. Bun a spus. Domnul Cătălin. Ironia. Da, mă rog, hai să trecem nu pe asta. Hai să ironie. Hai să nu ne certăm. Nebunule, n-a fost ironie. Okay. N-a fost ironie. Splictitoare. Cătălin, nu țipa la mine că devin anxios. Ok, Cătălin, nu pot să plec de aici. Te rog frumos. Nu trebuie să pleci, trebuie să rămâi până la sfârșit ca și formatul. Nu, dar vreau să spun ceva. Te rog frumos, poți să spun ceva? Da. Aveam senzația că țipă la mine, când ridică tonul o femeie pe mine, mă sperie în primul rând, am un moment, mă angoasez și încep să tremur și de aici Dita mai telenovela, pe care am simțit nevoia să o retez cât mai simplu cu putință, așa cum retez ciotul lovit de lepră. Trebuie să spun că eu nu am făcut nicio secundă mișto de tine, te iubesc din tot sufletul meu. Și nimic nu m-a enervat mai mult decât faptul că în sezonul trecut au venit niște oameni și au făcut mișto de tine. Băi, oameni buni, așa este emisiunea. Se intră greu și într-o altă persoană, dar aminte în istorie. Tu ai intrat în istorie, da? Că n-a fost o altercație. De fapt, i-a spus domnului Cătălin că e fan. Dar mi l-a terorizat puțin așa, adică ăla asta... A fost un moment. Tu ești prima echipă din istoria României care a terminat Dakarul. Uite-te, exact. Nu, dar te rog frumos. Energetic totul agresează, continuare. Scoate din minți, chiar dacă te interesează altfel, energia e tot aia. Uite-te la el, scoate din minți. Vreau să știi că eu sunt cel mai mare fan al tău. Vă mulțumesc din... Și am sperat în sufletul meu, ok? Am sperat în sufletul meu. Ne-am împăcat. Haideți să continuăm. Nu ne împăcăm, că eu... Tu nu te împaci cu mine când vrei tu. Nu ne putem împăca pentru că tu ești... Ok, Cătălin, uite-te la mine, te-o frumos. Mi-e frică. Eu sunt aici, Cătălin, tu ești aici și eu sunt aici, Ioana. Cătălin. Se duce în ceva foarte dubios. Uite-te la mine, doamne. Doamne, opriți-vă, n-am nevoie. Da, eu am nevoie să spun chestia asta, ok? Mamă, deci zici că... Zici că a primit Cătălin o condamnare cu executare la cuvinte frumoase, la care trebuie să stea să le rabde. Uite-te un pic la ea, Cătălin. Uite-te un pic la mine, da? Tu ești aici și eu sunt aici. Nu există ne împăcăm. Eu sunt onorată să fiu aici să vorbesc cu tine, ok? Sărut mâna. A fost un pic too much. El, în general, nu știe să reacționeze la complimente și atunci a fost overwhelming, așa. And I love you very much, ok? I love you with all my heart. Tu ești aici, eu sunt aici. Cătălin, să nu crezi că... Nu știu, el urăște asta, efectiv, ura. Iar ea nu simțea că el urăște asta, erau pe frecvențe diferite, complet. Poți să-ți dau un hug? Nu. Show-ul ăsta, umor uneori, este cringe fest. Așa ceva, o femeie care să tragă de un bărbat spunându-i cuvinte frumoase și ăla
efectiv să nu fie capabil să le primească niciun fel, dar ea nici nu se lasă. Nu îmi trebuie. Așa, haideți să vă spun... Ok, poți să-mi dai tu mie un hug? Haideți să terminăm cu tâmpenile. Îl chinui. Este un număr foarte slab. Nu știu de ce nu vă iese. Nu-mi dau seama pentru că sunt doar un amator la această masă. Maybe I'm just terrible at it. It's ok. Da. Unde mai vezi așa ceva? Nicăieri și înțeleg de ce. E normal să nu vezi așa ceva. Ce să... Nu, e nici... Stați liniștiți, am fost și la inundațiile din 70. Am prins și cu tremurile din 70. Am fost la Revoluție, deci am văzut lucruri, măi. E o atmosferă chiar plăcută și amicală aici, deci mă simt foarte bine. M-am blocat la două lucruri. Pentru mine avantajele sexului în grup e unul singur, că poți să tragi chiulul. Fac refreshment-uri mici, sandwich-uri, tot felul de gustărele și îi împing acolo. Hai, lucrați. O să vin și eu. La bucătărie, te avertizez, la facem... Pachetele de primăvară. Iar la, nu știu de ce, unde-i țăritul, l-ai plasat doar în zodia masculină. Pentru că eu am fost o singură dată la pescuit și s-a întâmplat ceva îngrozitor. Deci lângă mine a venit o bunăciune de femei. Venim prima dată la pescuit și a pus mulineta între picioare. Și a avut și noroc cu prostului. A prins, cred că o știucă foarte mare. Ma! Bă, frate, și când a plecat știuca aia pe baltă, știi cum îi făcea mulineta? N-ai văzut un vibrator în viața ta? Cum faci o mulinetă când o știucă de 20 de kg pleacă cu cărligul? Și iată cum, din punct de vedere artistic, în sfârșit, vibratorul se reunește cu lanseta. Doamne, e o chestiune de talent. Da. Fără nicio chestie supărare, știi? Poți să exersezi cât vrei, poți să scrii texte foarte bune, poți să primești texte foarte bune. Poți să vorbești mai rar, poți să vorbești mai repede, poți să vorbești din cosmos, cu spatele, cu fața de sub scenă. Dacă nu ai, nu ai și gata. Așa. Dar ăștia sunt foarte bune gazde, am văzut aici. Deci răspunsul meu este... Și vedem voturile în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc mult! Eu nu cred că am votat 4 de nu în viața mea, în toate edițiile ai umor.